asta o poșată. Că mai am venit. Conform statisticilor, elevii tăi au 70% șanse să asiste la bullying în școala în care predai. Ce ai vrea să facă ei într-o asemenea situație? Ai vrea să facă asta? E cel mai ușor. Ai vrea să facă asta? E cel mai distractiv. Sau ai vrea să facă asta, ceea ce e de departe cel mai greu. În mare parte, ce o să facă depinde din salvați copiii. Bun găsit, vă spun aici, acasă în Prahova. Săptămânal vă propun să ne întâlnim aici în studioul Observatorul Prahoven pentru a discuta despre realitățile comunității prahovene, realități așa cum sunt ele, cum bune și cu rele. Totodată aici alături de mine vor veni oameni frumoși pe care i-are județul Prahova, oameni care practic nici nu au nevoie să vorbească prea mult pentru că o fac faptele în locul lor. Așa cum ați văzut puțin mai devreme, subiectul pe care mi-am propus să-l abordez astăzi este unul extrem de delicat, dar totodată extrem de important, bullying-ul. Un fenomen alarmant, un fenomen care afectează copiii de vârste din ce în ce mai mici, din nefericire, un fenomen care, din punctul meu de vedere, poate fi privit din două unghiuri. Avem partea de strategii, programe, proiecte, sloganuri pe hârtie și avem realitatea dureroasă, realitatea din teren, așa cum îmi place mie să o numesc, din școală mai exact, unde, la fel din nefericire, avem de-a face cu foarte mulți copii care devin anxioși, devin depresivi, chiar există tentative de suicid în rândul acestora din cauza acestui fenomen, așa cum spuneam, bullying-ul, mai exact, hărțuirea emoțională. Alături de mine se află două persoane avizate să vorbească despre acest subiect. Este vorba despre doamna Elena Butunoi, psiholog școlar. Bine ați venit alături de mine. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Și Robert Avram. Robert Avram practic trăiește în mijlocul acestor copii. Este totodată președintele Consiliului Județean al Elevilor Prahova. Bună și ție, Robert. Bine v-am regăsit. Cu scuzele de rigoare, doamnă, o să încep cu Robert, pentru că, așa cum spuneam, el vine din rândul acestor copii. Robert, îți spuneam și înainte de emisiune că vreau în aceste 30-35 de minute pe care le avem la dispoziție să spunem lucrurilor pe nume. Să tragem, dacă putem, un semnal de alarmă cu privire la ceea ce înseamnă bullying-ul. Pentru că acest fenomen nu ar trebui să rămână doar la nivel de, nu știu, program, proiect, comitete, comiții, cum spuneai și tu, întrunite pentru a combate acest fenomen. Spune-mi, te rog, dacă din tot ce am spus eu, ți s-a părut ceva exagerat? Nici vorbă. Fenomenul de bullying și hărțuirea, de fapt, atât în mediul virtual în ultima vreme, pentru că cyberbullying. Pentru că am trecut prin 2 ani școlari în mediul online, cât și hărțuirea în format fizic la școală, este un fenomen care se propagă din ce în ce mai mult. Vorbim aici de un fenomen care ia amploare de la clasele primare, deci la o vârstă cât mai mică, se duce până la liceu. Lucruri total dezastroase și care trag un semnal de alarmă în sistemul de învățământ din România. Dar cred că ce este foarte important este să vedem dacă lumea știe ce înseamnă de fapt bullying-ul, știe cum să reacționeze când sunt martorii unui fenomen, când sunt victime, când sunt abuzatori chiar. Pentru că aici vorbim de niște elevi, niște persoane din comunitatea școlară care nu cunosc de fapt ce înseamnă bullying-ul, nu știu ce ar trebui să facă. Cum percepi, Robert, noțiunea aceasta de bullying?
Orice tip de hărțuire, pentru că până la urmă asta și este. Orice comportamente nocive din comunitatea școlară care pot aduce atingere sănătății mentale a elevilor. Și nu numai, pentru că vorbim de fenomene de bullying răspândite și în rândul cadrelor didactice, chiar nu este un secret. Cred că e foarte important să vedem cum percep de fapt elevii și profesorii bullying-ul la momentul de față, ca să vedem dacă percepția lor este corectă, să vedem cum putem îmbunătăți modul în care se privesc lucrurile, ca ulterior să luăm măsuri pentru a îndrepta percepția. Pentru că sunt foarte multe persoane și mă uit și văd comentarii din ce în ce mai des în mediul online. Persoane care spun că bullying-ul ăsta este pur și simplu o nouă imaginare din secolul 21. Că suntem 21. Noi prea sensibili. Da, că suntem prea sensibili, că de fapt lucrurile astea nu există și că sunt copilărisme și cereri de atenție, de fapt. Dar lucrurile astea sunt total false și cine are percepția asta unui fenomen total nociv în sistemul de învățământ, este clar că nu are oportunitatea să propage comportamente tolerante, comportamente inclusive și nu poate aduce un plus valoare sistemului de învățământ actual. Și lucrurile se întâmplă și în școală, pentru că sunt foarte multe persoane și în școală care, deși ar trebui să ajute elevii să treacă peste fenomenul de bullying, vorbește de cadre didactice, chiar și cadrele didactice nu înțeleg de multe ori ce înseamnă bullying. E un fenomen foarte răspândit. Cadre didactice care, în momentul în care vin la clasă, se pune un zid între catedră și bănci, și acolo rămâne totul. Profesorul intră la clasă, și-a predat materia și-a plecat. De acolo nu există nicio relație între elevi și profesor. Nu există formare inițială și continuă a cadrelor didactice care să poată identifica comportamente care pot duce la bullying în stare precoce. Tu spui, cel puțin eu asta înțeleg, că la momentul de față, din punctul tău de vedere, nu există empatie din punctul de vedere al profesorului către elev. Și un al doilea aspect pe care tu l-ai subliniat este faptul că acele persoane care ar trebui să trateze latura sufletească a unui copil nu există. Da, sau nu prea există. Empatia e un lucru, din păcate, izolat de multe ori în sălile de clasă. Și când vorbim de relație între profesor și elevi, nu trebuie să se oprească la zidul ăsta. Trebuie să fie o relație mult mai strânsă. Dintr-o zi întreagă, elevul petrece undeva la 7-8 ore în sală. Jumătate din zi. Jumătate din zi. Chiar de multe ori mai mult timp cu profesorul decât cu familia acasă. Ori în momentul acela, cadrul didactic ar trebui să reprezinte un model pentru elevi din absolut toate punctele de vedere. De la etică până la comportament și la cum interacționezi cu cei Bun, din jur. Bun, spuneam că vreau să spunem lucrurilor pe nume. Spune-mi, te rog, Robert, dacă tu cunoști elevi de vârsta ta sau mai mici care au fost supuși bullying-ului, care, în cazul cărora tu ai simțit nevoie, că ei au nevoie neapărat de o mână de ajutor. Noi am discutat ieri și la telefon și îmi spuneai că tu știi cazuri inclusiv de elevi care au vrut să încheie socotelile cu viața. Da, din cauza acestei hărțuiri emoționale. Eu nu sunt elev în clasa 11-a. Deci merg la școală cam de vreo 10-11 ani și văd și am interacționat cu foarte mulți colegi, mai ales în ultimii 2 ani. Și văd lucrurile astea în fața ochilor și văd cum elevii între ei nu empatizează. Ajung victime și nu știu ce să facă, caută sprijin. Unde să găsească sprijinul acela? Și iarăși ne întoarcem la problemele sistemice, la faptul că nu avem resursă umană și știu că doamna profesor poate să-mi dea dreptate. Nu avem resursă umană, în primul rând, care să poată face față atât un număr de mare de elevi. Avem undeva la 100.000 de elevi în Prahova. Apoi, resursa umană care există deja nu este de multe ori cea calificată și formată atât inițial cât și continuu. Tu îmi spui că un consilier școlar practic este sau poate fi un profesor de matematică, spre exemplu, care nu are pregătirea necesară pentru a se ocupa de așa. De multe ori sunt consilieri școlari care predau la o clasă și este absurd să ne așteptăm de la un elev că o să vină anxios fiind și trecând printr-o perioadă mai grea, să vină la consilierul școlar care este și profesorul lui de la clasă, îi spună că a trecut printr-o perioadă mai grea, că este anxios și că n-a putut să învețe pentru teza la matematică. E absurd să ne așteptăm la lucrurile astea. Iar faptul că nu avem resursa umană calificată atrage după sine și efectul ăsta. Eu am avut o discuție cu niște colegi din liceul meu. La mine în liceu există un consilier. Tu vezi la Nikita Stănescu. La Nikita Stănescu, da, există un consilier școlar. Eu din fericire am văzut persoana aceea la față. Însă aș băga mâna în foc că undeva la jumătate din elevii din liceul meu nu au auzit de consilierul școlar, nu știu cine este, nu știu ce face și nu știu cum să ia legătura cu el. Doamna psiholog, l-ați ascultat pe Robert, vă rog. Radiografia făcută de Robert este ancorată în tot ceea ce ne înconjoară. Robert simte de acolo, din cadrul colectivului de elevi, ce se întâmplă și coordonatele pe care el le pune în discuție sunt foarte, foarte diverse.
aș căuta să ordonez un pic lucrurile despre perioada pe care o traversăm. Generic se spune că e dificilă, eu aș spune că este foarte sensibilă. Într-o masă de elevi cum este colectivul de elevi din școala mea, sunt copii destul de diferiți, cum spunea și Robert. Unul este foarte liniștit, altul este vulcanic, deci suntem atât de diferiți. Ei, copiii aceștia se manifestă diferit în cadrul colectivului de elevi. Ce ar trebui să facă școala, cum spunea Robert, să înțeleagă colectivul de elevi, să înțeleagă individul, copilul din bancă, să înțeleagă stările copilului respectiv. Doamna psiholog, când spuneți să facă școala, cine anume, da, la acum, cine vă referiți? Acum vreau. Că dumneavoastră știu că aveți în... vă ocupați de 1600 de elevi. Păi, dacă stăm să ne gândim, cât puteți să alocați dumneavoastră ca psiholog școlar unui elev? Cred că nici un minut. Da, exact. Vreau să mă ancorez, ce ați spus este o mare realitate, în ce spune Robert. Profesorul de la catedră rămâne la catedră și eu, elev, rămân în bancă. Dar profesorul nu tot timpul simte trăirea mea. În ajutor generic a venit consilierul școlar pe care îl invocă Robert. Ce spuneți dumneavoastră este o realitate. Un consilier la foarte mulți elevi. Să poți să faci o activitate eficientă ar trebui 500 de copii pentru un consilier școlar. Deci este o realitate pe care o spune Robert, că există o falie între profesor și trăirile elevului, o realitate pe care o invocați dumneavoastră, dar eu aș veni cu câteva argumente de care să ne agățăm, pentru că perioada aceasta este foarte sensibilă. Există generic un consilier școlar în foarte multe școli. Eu iau, par exemplu, situația mea. Spune Robert așa, nu cunoaște spațiul unde este cabinetul. Nu știe Robert, cu ce se ocupă un consilier școlar, nu știe cum arată la față, nu știe cum arată. Că trebuie să-i se adreseze lui dacă are o problemă de natură emoțională. Da, și am mai spus un lucru de care eu trebuie să țin cont. Dacă ești profesor la școală, la clasă, predai psihologie și ești și consilier de școlar, nu cumva ai o temere să te duci să împărtășești starea ta? Eu sunt în situația pe care Robert a spus-o și nu știu cât mi-a reușit să fac din psihologie ceva care să-i cadă bine stării de spirit a copilului. Doamna psiholog, deci haideți să vorbim pe concret. La dumneavoastră, zilnic, câți copii vin la ușa cabinetului, bună ziua doamna psiholog, am și eu o problemă pe care nu am cu cine să o discut și simt nevoia să mă descarc. Ieri au venit 5 copii la cabinet. 5 copii? 5 Ce copii fel la... de probleme v-au semnalat? Probleme emoționale, probleme de relație cu părinții, probleme de relație cu școala, de relație cu elevii, dar și probleme de dezvoltare personală. I-ați simțit anxioși? I-ați simțit depresivi? I-ați simțit... Cum i-ați perceput? I-am simțit fără sprijin uneori, de aceea m-au căutat, dar mi-au dat un semnal copiii de ieri. Noi trebuie să ne conectăm de urgență la ei. A fost inegală relația gadget-elev. A fost inegală. Ei n-au avut starea gadgetului. L-au avut cu informația, cu tot ce trebuie, dar n-au știut să gestioneze pentru că au primit niște răspunsuri. Copiii de ieri au venit cu dorința de a împărtăși lucruri, de a-i asculta. Asta pentru mine a fost extraordinar de bine că vrem să ne conectăm unii la alții. Spuneați de relațiile cu părinții, spuneați de faptul că nu se simt împliniți ei cu ei înșiși, dar vă semnalează și cazuri în care alți colegi îi hărțuiesc din punct de vedere emoțional și ei nu știu cum să gestioneze? Când vin pentru prima oară să mă cunoască, ei au o nevoie de blândețe, au nevoie de mine ca persoană. După aceea spun ceea ce dumneavoastră semnalați. A doua, a treia ședință, spun ce conflicte au interioare. În momentul în care intră într-o zonă de confort. Da, după aceea nu poți dintr-o dată, doar m-ai văzut, au nevoie de glasul tău. Au nevoie de liniștea ta, de blândețea ta.
de siguranță că el este în siguranță. Cât a locat dumneavoastră? Spre exemplu, spuneați că ieri ați avut 5 copii la consiliere. Cât ați stat cu fiecare? Am avut și consiliere și o să vă spun și un lucru de luat aminte. Consiliere de o oră și, dar am avut și de 50 de minute. Depinde cât este discuția de interesantă pentru el și de a descoperi eu, să descoper eu ceea ce îl frământă pe copil. Haideți să vă mai întreb ceva. Au venit la dumneavoastră elevi care să vă spună, doamnă, eu nu vreau să mai trăiesc. La ce bun? Da. Pentru că eu cunosc astfel de cazuri, da, de adolescenți. E o problemă și îmi pare rău că există, că noi ar trebui școala să optimizeze spiritul copilului și să-l vindece și să-l ajute și să ajute familia și să dea semnale. Pentru că la modul direct n-am avut lucrul ăsta, decât că sunt trist, vreau să plec în Franța, acolo mă regăsesc, nu mă regăsesc aici. Și am găsit, acum avem ceva studenți în Franța și au regăsit echilibru emoțional să fie pregătiți să meargă acolo. Dar aș vrea să dau un alt semnal, rolul cabinetului. Ce spune Robert, subscriu, este adevărat. Prea puțin psihologi pentru a ne reconecta unii la alții, măcar în momentul acesta. Am avut o mămică care, până să se înceapă școala, m-a rugat să vin la școală pentru copilul dumneei, că va fi clasa 5-a și nu știe cum va arăta școala. A fost cea mai mare bucurie când eu cu viitorul elev al nostru am putut să decupăm stările lui și să dăm răspuns. De ce îi este teamă de școală? Am cunoscut școala, am stat de vorbă, am spus că sunt profesor, sunt lucruri spuse și de mama copilului. Dar altfel este când specialistul punctează lucruri. Acomodarea a fost extraordinară. Pentru o săptămână am văzut cum stau lucrurile, că trebuie să-i urmărești și ieri a venit la cabinet și a spus vreau să vin mai multe ore. De, e un caz asta singular, se pare, e un caz singular, mare de copii. De luat aminte pentru părinții care ne ascultă că poți să găsești persoană, suport, când tu ai un copil foarte emotiv. Adică mi s-a părut... Robert, revin la tine. Tu în acești ani de școală te-ai confruntat vreodată cu ceea ce se numește bullying-ul? Ai simțit, te-ai simțit vreodată hărțuit din punct de vedere emoțional? Da. Și asta cred că, din păcate, a început să fie un fenomen generalizat chiar la nivelul unității de învățământ. Și vorbim aici de multiple cauze. Consiliul Județean al Elevilor Prahova a făcut un studiu acum câteva luni care s-a adresat atât profesorilor cât și elevilor. E vorba de implementarea statutului elevului. Acolo era o întrebare referitoare la, atât pentru profesor, dacă nu mă știu, și pentru elev, care este cauza fenomenului de bullying din școala ta. Puteau să recreze mai multe variante de răspuns. Răspunsurile au fost foarte multe, de la etnie, de la religie, până la situația socioeconomică, de multe ori chiar și orientarea sexuală a elevilor, pentru că vorbim de foarte multe lucruri care nu sunt înțelese. Scuză-mă puțin, foarte interesant. Orientarea sexuală a elevilor există la tine în... Cunoști cazuri de elevi cu altă orientare sexuală sau, mă rog, care nu sunt definiți din acest punct de vedere și care sunt supuși bullying-ului? Da, fără doar și poate, pentru că în momentul în care tu ca și persoană, și nu numai elevi, asta e o problemă la nivel de societate, în momentul în care tu ca și cetățean, ca și individ, te expui și îți expui partea asta care a ajuns să fie considerată o sensibilitate, de fapt, a unei persoane, ești perceput ca fiind un fel de intrus în colectivul respectiv. Sau ciudat. Ciudat. O persoană care nu are ce căuta aproape de restul, care se consideră a fi normali. Crezi că, în ceea ce privește acest fenomen, bullying-ul, există o delimitare clară, victimă, agresor? Pentru că, documentându-mă, am înțeles că, de fapt, și persoana care agresează un emoțional, de cele mai multe ori, bine, se poate ajunge și la abuz de natură fizică, dar intrăm deja într-o altă discuție, și persoana care agresează este, de fapt, tot o victimă, practic un copil care a fost rănit și care simte nevoia să rănească la rândul lui. Da. De multe ori chiar asta este situația și este un fel de cauza propagării fenomenului, dar cred că ce trebuie înțeles, de fapt, ca să putem să facem o delimitare clară între victimă și agresor, e să înțelegem, de fapt, ce înseamnă bullying-ul, pentru că asta mi se pare foarte, foarte important.
Avem în școli foarte multe campanii de informare, tot felul de sloganuri și afișe pe pereții școlii cu stop bullying, toleranță. Lucrurile se opresc okay, acolo. Le citim. Stop bullying, lucrurile nu e ok să vărțim. Dar ce înțelegem noi din mesajele astea? Nimic. Ce înțelegi tu din mesajele astea? Nimic, pentru că sunt niște afișe puse pe pereți. Asta e chestia. Mai mult de atât, nu. Vorbim de ore de dirigenție. De multe ori acolo vine dirigintele cu tot felul de filmulețe pe care le găsește pe YouTube legate de bullying. Ora durează 50 de minute. În alea 50 de minute a dat play la filmulețul ăla, se fac 45 de minute, gata ora. Ce fac colegii tăi în timp ce rulează filmulețul? Pentru că sunt filmulețe care nu sunt și care nu sunt prezentate în prezența unei persoane avizate care să poată discuta despre ce se întâmplă de fapt acolo, să-i ajute să înțeleagă care e de fapt rolul filmulețului, de multe lumea își scoate telefonul sau scoate caietul pentru ora următoare și... Și practic vorbim de 50 de minute absolut irosite. Absolut irosite, da, pentru că nu avem formare inițială și continuă. Și asta nu știu dacă s-ar aplica neapărat la consilierii școlari, ci la toate cadrele didactice din sistemul de învățământ din România. Pentru că formarea inițială și formarea continuă sunt două lucruri foarte importante. Vorbim aici de capacitatea ta ca profesor, ca om care stai în fața unui elev atâtea ore pe zi, să poți să identifici ce probleme are în stare precoce, să poți să-i acord sprijin în măsura în care poți să faci asta, ca ulterior să poți să empatizezi cu el, să poți să-l îndrum către o persoană care să-i poată oferi sprijin de specialitate. Da? Un e consilierul școlar, de exemplu. Numai că de multe ori lucrurile astea nu se întâmplă. Odată pentru că profesorii nu sunt formați în domeniul ăsta. Incluziunea, stoparea fenomenelor de bullying și mai departe sunt lucruri care se opresc la module de formare și acolo doar pe o hârtie, dar concret nu sunt puse în aplicare. Vorbim de module de formare peste diplome, peste diplome, certificate, peste certificate, dar nu sunt puse în practică. Și revenim la ceea ce spuneam eu la începutul acestei emisiuni. Avem programe, avem proiecte, avem sloganuri, avem campanii, avem, dar toate pe hârtie. Iar realitatea din școli este cea care este. Copiii care pleacă demoralizați către casă sau care refuză să mai meargă la școală, pentru că chiar ieri am cunoscut o tânără care mi-a spus, acum este studentă la psihologie, dar mi-a spus că și în momentul de față ea suferă din cauza traumelor pe care le-a avut de traversat în timpul liceului și îmi spunea că în toată perioada asta 9-12 intra după profesor la oră doar ca să evite contactul cu colegii care o hărțuiau. Da. Vorbim de, nu știu câtă lume știe că la nivelul unităților de învățământ există comisiile acelea pentru combaterea violenței în mediul școlar, care sunt formate din cadre didactice, reprezentanței părinților, a elevilor și mai departe. Deci care aduc practic la aceeași masă, ar trebui să aducă, că aici e marea problemă, ar trebui să aducă la aceeași masă absolut toți actorii. Noi acum vorbim ce ne-am dorit. Noi acum practic vorbim la modul ipotetic. Nu știu ce ne-am dorit, cât ar trebui să se întâmple, pentru că asta nu e ceva ce ar trebui să ne dorim. Păi ar fi trebuit să se întâmple ieri. Trebuia să se întâmple ieri. Vorbim de comisii care nu sunt operaționalizate și chiar văzusem, era o discuție în spațiu public acum câteva luni, să constituim un grup de acțiune anti-bullying, care de fapt era o altă comisie care făcea același lucru ca o comisie deja constituită. Vorbim practic despre niște oameni care și-au niște bani ca să completeze niște hârtii. Aceiași oameni, pentru că dacă ne uităm în componența comisiilor de la nivelul unităților de învățământ, de multe ori sunt aceiași oameni. Aceleași cadre didactice care sunt băgate cam prin toate comisiile și care în fond nu aduc o schimbare, pentru că comisiile nu sunt operaționalizate. Comisiile sunt făcute, avem o strategie, avem un plan, avem o procedură operațională, dar lucrurile se opresc acolo, pentru că nu ne implementează nimeni. Nu există dorință de implementare. Hai să facem un exercițiu de imaginație. La începutul acestei emisiuni am rulat un filmuleț realizat de Salvați Copiii. Avem victima, avem agresorul. Agresorul adresează cuvinte jignitoare victimei, ajunge chiar poate la a-l brusca fizic. Ce fac cei de pe margine, bystanders se numesc. Tu, cum reacționezi într-o astfel de situație? Eu aș fi, dacă aș vedea cazurile astea și am văzut, spatele... Eu nu m-aș implica, dar din păcate cazurile astea sunt izolate, pentru că nu știi cum să acționezi în momentul în care vezi. Ai asistat? Am asistat la cazuri de bullying și am luat atitudine și am reușit să mediez cât de cât conflictul. Dar lucrurile nu se întâmplă așa peste tot, pentru că elevii resursă care ar putea să facă lucrurile astea nu sunt formați la rândul lor și nu avem
o campanie de conștientizare a ce trebuie să facă un martor la un fenomen de bullying. Lumea nu știe ce ar trebui să facă. De asta și frica de a te implica, nu e neapărat rea voință. Asta nu se aplică doar în rândul copiilor, dăm voie să completez, ci la nivel de societate. Da. Nu e neapărat rea voință, pentru că de multe ori auzi că în momentul în care apare un conflict într-o clasă, oamenii de pe margine nu se implică că nu vor și vor să râdă. Da? Nu e asta problema, ci faptul că nu știu ce să facă. Bun, se implică. Și mai departe ce fac? Devin și ei victime? Da, devin și ei victime. Ce fac? Lumea nu învață pe copii. Și atunci, doamna psiholog, cine trebuie să intervină? Pentru că dacă nu se poate gestiona o astfel de situație ei între ei, copiii, adolescenții, atunci problema intră în atribuțiile adultului, adulților. E o misiune destul de dificilă și, cum spunea Robert, nu sunt formări pe chestiunea aceasta, dar un profesor responsabil trebuie să acționeze, să-i învețe pe copii tehnici de apărare sau de a lua atitudini. Tehnici sunt câteva de apărare? La ce vă referiți? Tehnici de apărare, în sensul că dacă un copil are suportul să ignore, că sunt copii diferiți, unul poate să ignore și să plece de acolo. Altul poate să roage pe agresor politicos, te rog să mă lași în pace. Doamna psiholog, credeți că dacă o astfel sunt, de persoană vine și te jignește și te îmbrâncește, dacă îl rogi sunt, frumos, sunt și copii care pot să spună, te rog să mă lași în pace. Avem și copii care sunt în stare să verbalizeze lucrul ăsta. Te rog eu frumos să nu vii spre mine să mă agresezi. Sau sunt copii care pleacă în curtea școlii în clipa în care vede un grup agresor și își vede de treaba lui. O altă tehnică este, vorbesc de tine ca individ, o altă tehnică este să mergi spre grupul de copii care te agrează și să nu te duci acolo unde cineva îți trimite vorbe injurioase. Dar vine acel cineva către tine. Acum o să spun și ăsta tot nu te lasă în pace. Cel mai important lucru este să ceri ajutorul unui responsabil. Aici voiam să ajung. Să ajungi, cum spune Robert, avem nevoie de oameni să gestioneze, să medieze, spune Robert, acest conflict. Păi acesta se face cu foarte multă tenacitate, răspundere, consecvență, să înveți tehnicile acestea, să vezi că se declanșează, să simți, să-i spui copilului că se declanșează un hormon al furiei și cu partea prefrontală al creierului tu trebuie să raționalizezi, ce spunea Robert, să învățăm pe copii. Cum să? Ei nu știu. Sunt agresat, agresez și eu. Uneori din agresor devin și eu, din agresat devin și eu agresor. Deci e foarte delicat. Pentru că te aperi. Da, pentru că te aperi. Spuneți-mi, vă rog, în acele 10 minute de pauză, da? Pentru că, în general, minutele alea de recreație, de pauză, se întâmplă astfel de situații. La dumneavoastră, la liceu, câți profesori supraveghează ceea ce se întâmplă cu elevii? Păi, acum dacă stau să mă gândesc la dinamica programului, că e o pauză mai mare spre ora prânzului pentru igienizarea clădirii, este o dinamică teribilă. Să ții catalogul, să schimbi catalogul. Deci câți profesori? Păi, sunt trei profesori la de 1600 de... Trei de dimineață, doi după amiază. Și acei profesori nu sunt profesori sunt fiecare pe disciplina lui, doar da, sunt misiunea lor este de a supraveghea. Dar ei merg pe acolo, colegii mei merg. Merg în curtea școlii, stau printre ei, nu poți să cuprinzi. Două etaje, o clădire atât de mare, nu poți să-i cuprinzi. Oricât ai vrea, doar să-ți pui role, să alergi de colo până acolo. Adică este și aici un supraefort din partea profesorului. Nu dau la o parte recunoașterea pe care o face și ce spune Robert, recunoașterea că nu toată lumea e formată profesor să gestioneze și starea copilului și să aibă tehnici de a le preda. Măi, copilași, uite așa stau lucrurile. Da, încă nu. Dar în școală există această dorință să fie copilul armonios. Cât se poate. E o realitate... Sunt copii armonioși, Robert? Nu știu ce să spun, pentru că sunt lucruri care se propagă din ce în ce mai mult. Chiar mă gândeam acum la ce spunea doamna psiholog și cred că ar trebui să ne gândim puțin la care e rolul de fapt al școlii în momentul ăsta. Pentru că multă lume crede că rolul școlii este să livreze acele conținuturi din programa școlară și acolo se opește. Școala românească. Școala românească, da.
Dar eu cred că e mai mult de atât, pentru că școala e locul în care te formezi tu ca individ și care în care ar trebui să te prinzi niște competențe necesare perioadei în care trăim. Ori școala românească îți livrează foarte multă informație fără să te pregătească pentru viață. Și fără să dobândești competențe, pentru că aici e o discuție foarte amplă despre cum, de fapt, conținuturile pe care le avem în eu momentul totul de față nu dobândesc competențe de niciun fel. Chiar mă gândeam la orele de psihologie, de exemplu, pentru că aici cred că am putea rezona puțin. Nu știu cât de mult în orele de psihologie elevii sunt învățați despre fenomenul de bullying. Eu am făcut psihologie. Recunosc că nu am avut discuții pe tema asta. A fost foarte multă teorie, însă concret eu nu am reținut ce aș putea să fac în cazul în care am o problemă. Cum aș putea să ajut pe cineva dacă văd că are o problemă? Atât cât aș putea eu, pentru că nu sunt o persoană avizată să fac asta. Dar cum pot să reacționez? Ce pot să fac? Unde să mă duc să cer sprijinul? Pentru că lucrurile astea nu sunt promovate la nivelul școlii. Din ceea ce constați tu în rândul colegilor tăi, care ar fi primul lucru de care agresorii despre care vorbeam se iau în momentul în care au de-a face cu o victimă? Statutul social? Felul în care este îmbrăcat? Pentru că se pare că cauzele ăsta este multiple. Cel mai... Cauzele sunt multiple, de la modul în care te afișezi tu ca și individ la școală. Ce haine ai, ce telefon ai, ce ghiozdan ai, ce rechizite ai și mai departe, până la... Și chiar toate și trebuie să fie de brand, altfel ești supus bullying-ului. Chiar și faptul că ești un elev care încearcă să evolueze din punct de vedere academic. Chiar și asta devine o cauză a fenomenului de bullying. Pentru că lumea nu înțelege de fapt. Adică dacă ești deștept, ești ocilar. Da, cam așa sunt catalogate lucrurile în școala românească. Pentru că nu sunt de fapt învățate lucrurile astea, nu sunt campanii, nu există nimic. Din punctul meu de vedere, pericolul, și acum o să vă rog să mă contraziceți dacă greșesc, pericolul este, ar fi următorul, că acești copii supuși bullying-ului, să, din dorința de a fi și ei în rând cu ceilalți, să copieze astfel de modele greșite. Indiferent de educația, de principiile pe care le au, de acasă, evident, de frica de a nu mai fi supuși hărțuirii emoționale, să spună ori fac ca ei, ori fac ca ei. Cam astea ar fi variante. Legea junglei, exact. Da. Robert subliniază un lucru foarte important, că uneori hărțuirea poate să pornească din faptul că un coleg de-al meu e preocupat academic. Foarte mult, îl interesează, da? Și atunci un coleg din răutate declanșează hormonul furiei și îl șicanează. Lucrul acesta are ceva la bază, are lipsa de cooperare. Noi suntem pe competiție. Dacă acasă tot timpul îți spune sau e chestiunea aceasta să fiu mai bun decât și, tine... Și apropo de ce spuneți dumneavoastră, ca să nu pierd ideea, există și riscul ca astfel de copii să devină agresori tocmai pentru că acasă li se spune da. X, de ce a luat notă mai mare? Comparația. Pentru că nu ești în stare. De aceea Robert a subliniat foarte bine. Și atunci intervine ura. Exact, exact. Deci e o perioadă foarte importantă în care să învățăm să cooperăm. Facem noi un fel de proiecte pe grup. Robert e parte, probabil, din câte un proiect. Dar acolo, nici acolo nu e înțeles mecanismul. Muncesc 2-3 și nu cooperează. Sau muncesc, uneori este egală lucru în echipă. Și tot pe întrecere, nu pe cooperare. Și când eu te văd că ești preocupat academic, mi se declanșează o furie, că eu nu știu ce să fac cu furia și atunci îl agresez pe celălalt. Da. E un lucru atât de sensibil, dar atât de serios, să cooperăm și să ne apreciem că suntem diferiți, așa am început, suntem diferiți, dar putem să ne acceptăm. Acceptarea este excepțională. Și dacă mă gândesc la un acronim, aș zice... un D să dăruiesc și să dăruiesc înțelegere față de semănul meu, colegul meu, să accept, să-l accept pe cel de lângă mine și să fiu responsabil de ceea ce fac. Păi aici avem mult de lucru, aici enorm de mult de lucru. Aici pleacă totul din familie, da? Către școală, da. Profesori, colegi.
mecanismele gândirii trebuie un pic discutate, dar să se vadă, cum zice Robert. Și până atunci ce facem, doamnă? Umplem cabinetele cu copii anxioși, depresivi sau care susțin de la clasele, eu știu, a patra, a cincea, a șasea, că ei nu mai vor să mai existe? Sper că nu. Tot ce a punctat Robert este o realitate. Noi, responsabili de educație, trebuie să facem ceva încât Robert, peste câțiva ani, să spună s-a schimbat ceva. În cooperare, în acceptare, în tempoul de viață într-o școală. Pentru că este o colectivitate atât de diversă. Și atunci Robert, peste câțiva ani, când el are o profesie sau are o familie, să spună a contribuit și emisiunea asta. Robert, revin un pic la tine. Citeam comentariile din online cu privire la acest fenomen bullying și sunt oameni care consideră că acești copii afectați de ceea ce înseamnă bullying sunt mult prea sensibili, că pe vremea lor nu exista așa ceva, hai că mai dăm o palmă copilului la fund sau hai că îl mai zgâlțâim puțin, îi mai zicem ceva de dulce, cu ghilimele de rigoare. Okay. Dar nu e un capăt de țară, pentru că asta îl face om puternic în viață. Asta îl va forma ca adult. Tu cum vezi lucrurile astea? Părinții tăi cum gestionează relația cu un tânăr adolescent? Din fericire, am spus asta de foarte multe ori. Eu am fost un caz fericit pentru că am avut o familie cu care am putut să discut deschis. O ai în continuare. Și am în continuare, da, și pot să discut deschis despre problemele mele și pot să găsesc un sprijin în părinții mei. Numai că sunt foarte multe cazuri de copii care nu găsesc sprijinul ăsta nicăieri. A, și... te-a bătut ăla, las că te bat, da, și eu. Exact, exact. Și chiar mă gândeam zilele trecute și când m-ați sunat ieri despre cum văd de fapt copiii și părinții deopotrivă consilierul școlar, serviciile de consiliere psihopedagogică. Pentru că dacă ne uităm puțin, sunt foarte mulți copii care, deși ar avea nevoie de consiliere, refuză să meargă pentru că dacă te duci în cabinetul consilierului școlar, ești nebun. Ești nebun, ai o problemă cu capul sau lucruri de genul ăsta. Asta nu sunt lucruri care ar trebui să existe în percepția oamenilor. Asta ține oamenilor. De mentalitatea. Și mentalitatea se formează în timp. De unde ar trebui să pornească formarea unei astfel de mentalități? Din școală. E cazul să începem acum, să lăsăm toate sloganele astea deoparte, da. Să începem acum să formăm oamenii. Pentru că cine stă în bancă astăzi este viitorul adult de mâine, viitorul părinte de mâine, care va propaga o mentalitate pe care și el a dobândit-o. Dar eu nu înțeleg ce este rău în a merge la psiholog, pentru că știi că există vorba aceea, te doare piciorul, te duci la ortoped, te doare inima, te înțeapă inima, te duci la cardiolog, nu știu, ai probleme de orice natură, te duci la medicul respectiv, ai probleme de natură emoțională, te duci la psiholog. Unul dintre cei cinci a spus următorul lucru, cum să ies să nu mă vadă nimeni, niciun coleg, aș vrea să nu știe nimeni. Când ies de la dumneavoastră din cabinet? Unul dintre toți. Aha. Și ne cunoșteam pentru prima dată, era venit nou în școală, da? Și atunci vă dați seama de schimbat mentalitatea, că trebuie copilul să cunoască spațiu, să vadă că e persoană suport, consilierul, că îl poate ajuta, că nu pune e mult de lucru. Haideți să vă întreb altceva, întrebare pe care o adresez amândurora. Cât la sută din ceea ce înseamnă elevi, în cazul tău colegi, în cazul dumneavoastră, cum să-i numim, pacienți? Nu sunt pacienți, da, copii pe care aveți în observație psihologică. Clienți, dar nu e cazul. Ar avea nevoie de suport psihologic. Robert. Dacă stăm puțin și o să mai iau de un studiu pe care l-am făcut la Consiliul Elevilor, la un an după pandemie. Probabil că multă lume a auzit de el, era vorba un an de pandemie cu ce rămâne. Din un eșantion de undeva la 8700 de elevi, deci un număr destul de mare, de la clasa a 5-a până la clasa a 12-a. 50% dintre ei ne-au spus că au trecut cel puțin o dată prin episoade de depresie sau anxietate în ultimul 50% depresie? 50%. Asta este procentul pe care ne-a răspuns nouă. Diagnosticat? Nu. Nu, dar au simțit ei. Da, au simțit. Pentru că și aici vorbim de cum percep de fapt tu ca și individ anxietatea, cum o înțelegi, cum ai putea să mergi la consilierul școlar. Iarăși, era o întrebare dacă ai beneficiat de sprijin de la consilierul școlar. 5,2% au beneficiat de sprijin de la consilierul școlar. Pentru că au refuzat? Pentru că n-au știut? Pentru că nu se știa în școală de consilierul școlar, nu a fost promovat suficient conceptul și 22% au spus că aveau nevoie
dar nu au beneficiat. La fel. Fie nu știau, fie nu au vrut de frică etichetelor. Fie le-a fost rușine. Da, pentru că astea sunt lucruri foarte importante. Deci de cum privim de fapt serviciile de consiliere, de multe ori elevii vor să meargă acolo, dar părinții refuză vehement. Pentru că știm și noi că un consilier școlar are oarecum o arie în care poate acționa destul de restrânsă, pentru că ai nevoie de foarte mult, foarte mult de consimțământul părintelui, în foarte multe cazuri, ca să poți să-i măsuri. Doamna psiholog, care este fractura emoțională produsă în sufletul unui copil în momentul în care este supus bullying-ului zi de zi de zi de zi? Ne aducem aminte cu toții cazul acela al elevului din București, clasa 6-a, dacă nu mă înșel, care din cauza faptului că era hărțuit și jignit și umilit și bagiocorit de către colegii săi, s-a aruncat de la etaj. Cu siguranță, în cazul respectivului copil existau niște probleme grave și acutizate din cauza faptului că, iată, nu a ajuns la timp la un psiholog. Dar și cu siguranță sunt cazuri singulare, Doamne ajută să fie cazuri singulare, că nu ne dorim așa ceva, dar sunt niște fenomene, sunt niște realități, sunt niște lucruri care se întâmplă și care nu trebuie ignorate sub nicio formă. Mai ales că la vârsta aceasta au tendința de a se copia atât de mult unii pe alții. Păi da, un mare psiholog, Bandura, spunea că modelul din fața ta contează foarte mult. Vis-a-vis de procentajele pe care le-a enumerat Robert și din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, un copil hărțuit atât de tare ar trebui să aibă prima dată sprijin în familia personală, așa cum Robert spune, am părinți cu care să vorbesc. Deci bine ar fi consiliul ăsta de familie, sub formă de masă împreună, de mai discutăm ce a fost pe la școală, nu cu imperative, ce ai făcut la școală, ci cu prietenie și cu blândețe. Bine ar fi familia să știe. În clipa în care copilul este traumatizat, nu mai are igiena somnului, nu mai doarme liniștit, mănâncă nervos, se întâmplă ceva, tu să fii primul observator, să vezi ce se întâmplă cu copilul tău. Și să deschizi toate ușile în favoarea echilibrului emoțional al copilului. Te duci la școală, vorbești cu dirigintele, cauți persoană suport. Nu trebuie lăsat copilul să fie atât de chinuit responsabil. Dar sunt copii care înțeleg că trebuie să comunice, se exteriorizează, dar sunt și copii care duc toate aceste traume sufletești în suflet pentru că fie nu le conștientizează. Da. Importanța, da. Dacă sunt de vârstă mai mică, fie le este frică, fie le este rușine, în cazul elevilor de vârsta lui Robert, mai mari. Da. Sunt... Păi e o paletă întreagă de trăiri, o paletă întreagă și atunci tu ca familie trebuie să știi că ai un copil mai introvertit, un copil mai zgomotos și cu cel introvertit trebuie să te apropii cu blândețe, cu tot felul de discuții să afli ce-l frământă. Din propria inițiativă, numai copiii de vârsta lui Robert bat la ușă. Ceilalți mai mici trebuie spun că așa este normal. Să fie și să-i ajute cineva. Dar copiii de vârsta lui Robert pot bate la ușă și eu am avut situații. E adevărat, capacitatea școlii este mare, populația elevilor este mare, dar totuși, dacă există bunăvoință, putem trece peste fenomenul ăsta. Bun, haideți să tragem așa o concluzie la toată discuția pe care am purtat-o în această după-amiază, dar vreau așa o concluzie cât se poate de fair, așa cum a fost de altfel întreaga discuție și de nu știu, sper să reprezinte un semnal de alarmă către cei care ar trebui să facă ceva în sensul acesta. Că vorbim de părinți, că vorbim de profesori, că vorbim de consilieri, că vorbim de colegi. Cred că e momentul să ne dăm seama că ne-am cam săturat cu toții de aceleași discursuri pompoase, cu elemente rigide pe care le auzim aproape zilnic în spațiu public și la școală. Că și nu e bine să, nu e frumos să... Nu e bine să, că o să facem... Ce, o să luăm măsuri, că știm situația și mai departe. Sunt lucruri pe care le știm cu toții, chiar n-are sens să le numerăm. Dar e timpul să ne dăm seama că trebuia să luăm măsuri ieri.
e momentul să acționăm acum, să lăsăm toate sloganurile astea deoparte, să vedem exact ce putem să facem în comunitatea noastră, pentru că acolo e important, în care e contextul fiecarei școli, pentru că lucrurile diferă foarte mult de la un colectiv la altul. Vedem ce putem să aplicăm în colectivul respectiv și să și facem asta, să avem dorință de schimbare, pentru că și asta e important. Curajul unei reforme și curajul unei intervenții aici, pentru că dacă nu avem curaj, nu facem nimic. Este un fenomen, din punctul tău de vedere, alarmant la momentul de față? Fără doar și poate, și am atras atenția asupra acestui fenomen la aproape fiecare întâlnire. Ce vârstă are elevul, copilul pe care tu îl cunoști și care este supus bullying-ului acolo la tine în școală? Undeva la 16 ani. 16. Dar fără doar și poate, știu și primim mesaje de la foarte mulți elevi, de toate vârstele, bineînțeles, ci în special de la gimnaziu, însă pentru că de multe ori că avem cel mai mult contact, dar primim mesaje de la foarte mulți elevi care ne spun: nu știu ce să fac, cui să mă adresez. Și încercăm să intrăm pe cât posibil, dar lucrurile astea ar trebui să se întâmple în comunitatea lor, pentru că e important să aibă încredere în membrii comunității școlare, să poată să relaționeze cu ei și lucrurile astea trebuie să vină către ei, nu ei să meargă către practic, ei. Practic, trebuie să înțelegem că acest fenomen bullying nu este doar așa un cuvânt împrumutat de la americani, ambalat, care nu se aplică la noi în societate. Ce e aia bullying? Nu există așa ceva. Ba da, există. Există copii hărțuiți emoțional, există copii hărțuiți fizic, există copii care devin anxioși, așa cum spuneam, și depresivi, există copii care nu știu cui să ceară ajutorul, cărora poate și părinților le este frică să le ceară ajutorul sau, nu știu, considerentele din fiecare familie. Păi, dar așa ceva există. Momentul acesta cred că este de o mare importanță să ne conectăm autentic unii la alții. Să vedem ce simte copilul, ce se întâmplă cu el în familie, câtă nevoie are de mine. Și să avem mai mulți consilieri școlari, pentru că asta da. Dumneavoastră mă gândesc cu 1600 de copii, da. Nu prea puteți să vă conectați realitățile fiecăruia. Dacă nu consilierul, dirigintele, profesorul de la clasă, că sunt și oameni cu foarte multă expertiză pedagogică și pot face lucrul ăsta. Dacă doamnă, spunea sunt Robert, dirigenți la clasă care intră și dacă disciplina pe care o predau e matematica, fac matematică în ora de dirigenție sau care își completează diferite hârtii în timpul orei de dirigenție. Acum, asta este realitatea. Adică acum nu... toată lumea așteaptă învățământul pe tot ceea ce înveți să fie aplicabil, cum spunea Robert. Vreau tot ce am învățat acolo să văd unde l-aplic. Poate că vine momentul acesta în care profesorul să vibreze cu trăirea și cu dorința de cunoaștere a copilului. Bun. Vă mulțumesc amândurora pentru prezență. Practic, ideea pe care eu, concluzia pe care eu o trag în urma acestei discuții este că dincolo de ceea ce înseamnă materie stufoasă predată în școala românească, este nevoie foarte mare de atenție și pe ceea ce înseamnă sufletul copilului, pentru că dacă nu acorzi atenție sufletului, ci doar informației pe care tu o livrezi, nu vom avea adulți funcționali. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență încă o dată. Ce să zic, doamna psiholog, vă doresc mult succes. Mulțumesc. Și să ajutați cât mai mulți cât copii și poate vă vor veni și alți colegi în ajutor. Mulțumesc. Robert, îți mulțumesc și ție și îți doresc succes. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare.